plăcinta asta cu, cu răvașe. Cu noroace. Cu noroace. Cu noroace. Cu noroace. Noroace sau răvașe. Da, zice, da. Da, aici se zice cu noroace. Cu noroace, da. Și răvașe și noroace. Pe, pe larg, când se face, cum se face în variante? Cine, tu ai filmat, o povestește ce ai filmat. Ce ai filmat, ai pozat când am ai pozat. Filmat. Da, v-am trimis pozele. Păi, prima dată m-am pregătit compoziția, compoziția cu de umplutură. M-am cumpărat, asta am găsit, caș dulce de vacă, dar mai bună iese cu brânză, din aceea zburată, brânză de lapteacă. Pentru că aceea e mai sfărâmicioasă și iese altfel. A frământat-o cu furculița sau se frământă și la mână, depinde cât e de tare sau dacă e prea tare, se dă pe răzătoare. Apoi s-a pus zahăr, mirosuri. De, eu prefer, de exemplu, fiind cu, și cu stafide, că i-am pus și stafide, i-am pus esență de rom în interior și zahăr vanilat, apoi ouă, zahăr, multe ouă ca să iasă plăcinta ouoasă, să fie galbenă, frumoasă. Câte ouă? Ei, no, cred că vreo 15. 15 am pus. Dacă nu, vreo 18. Cu cât cam mai multe, cu atât mai bine. Da, da, este mai pufoasă. Ai făcut două tări. Trei. Da. Am făcut una asta, scoate, ducem una așa. Una pe porotund, am făcut-o mare. Așa. Două mai mici. După ce pregătește o umplutură asta, se apucă de făcut coca. În coca se, se face coca cu maia. Se pune la dospit întâi maiaua cu puțină făină, apă călduță, sare, puțin zahăr. Și după ce, cum spunem noi, răsare un picuț așa, se pune în făina proaspăt cernută, atunci înainte cernem făina și ouă. Punem ouă, puțin ulei, iarăși mai punem ceva mirosuri ca să iasă bine parfumată. Și după ce plămădește, atunci, înainte imediat să înceapă să nu înceapă să crească, când o rupi foaia. Se întinde foaia foarte subțire. Nu, lasă dospească. Se pune doar pe jumătate, că noi facem aici în zona noastră plăcintă creață. Doar pe jumătate se pune umplutura și apoi vine partea cealaltă și se încrețește și așezăm în tavă frumos, creață. Și pe umplutură, după ce punem, punem și acele răvași. Se pregătesc răvașele din hârtie, le înfășurăm în folie alimentară. Și ele se pun și la, după ce se coace sau chiar și la copt? Nu, deci nu, când, după compoziția întinsă, compoziție. Se pune alea, răvașele și după aia trage se partea copera. Cealaltă. Acoperim. Se coace cu totul. Se coace cu de asta le înfășurăm în folie alimentară. Și când, de obicei, se face în dimineața de anul nou plăcinta aceasta și se spune că în funcție de ce-ți pică, așa va fi anul următor. De unde obiceiul ăsta? Cine a făcut? Așa din bătrâni am apucat. Deci din bătrâni, din totdeauna, da. Dimineața aia, după Revelion, se face plăcintă cu răvașii, din 1 ianuarie.